Transalpina rămâne drumul cel mai spectaculos din România, dar modernizarea lui reprezintă o întreagă odisee. Dacă vara, firma care se ocupa de modernizarea drumului a intrat în vizorul justiției, patronul ei fiind arestat, iarna situația a devenit dramatică. Pe sectorul vâlcean al drumului, pe mai multe porțiuni, în special la capetele de poduri, s-au format adevărate cratere care au pus turiștii la grea încercare. Ne plângem că nu ne vin turiștii la obârșia Lotrului, stimațele spectatori, iar atunci când sunt să vină, trebuie să fie foarte curajoși, trebuie să aibă mașini bune și mulți bani la ei, pentru că nu e o noutate, drumul tocmai asfaltat spre Transalpina în 6 puncte, cel puțin e plin de gropi. Am adus cu ajutorul lui Mircea Lera și un centimetru să măsurăm grosimea, cam vreo 6-7 centimetri are una dintre gropi. Pe o rază de 20-30 de metri sunt vreo 7-8, dacă nu 10 gropi mai sănătoase. Poate ne aude Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale, că are o problemă în județul Vâlcea, iar pe politicienii vâlceni îi așteptăm să fie solidari pentru o asemenea problemă națională. Primarul localității Voineasa, Gheorghe Stanciu, a făcut și el numeroase demersuri pentru ca starea drumului să nu reprezinte un obstacol pentru turiștii care vor să ajungă la obârșia Lotrului, la pârtia de schi. O să fac o adresă, de data asta o fac Ministerul de Transporturi, o să-i spun toată povestea asta, o să fac și la prefect, de reprezentantul Guvernului în teritoriu, să facă demersuri. O să fac și la președintele Consiliului Județean, pentru că eu trebuie să colaboreze drumurile naționale cu un președinte de județ. Și eu cred că se poate face o ameliorare în sensul de a se astupa aceste gropi, chiar dacă va trebui să facă mai dese, adică să se întrețină, pentru că pământul fiind înghețat, există posibilitatea ca acel pietriș să fugă din gropi. Oamenii locului se plâng și ei că turiștii sunt puși în situație delicată și doar temerarii sau iubitorii muntelui ajung la pârtia de schi. Având în vedere situația pe care v-am mai relatat-o, e rușinos să vii să-ți dai cu mașina în toate gropile, pentru că dacă domnul Iordache mai stă la Mititica cât i-o mai fi dat pe acolo, noi trebuie să stăm 40 de ani să iasă dumneavoastră să putem termina capetele de pod și ce avem de rezolvat pe zona lacului Vidra. Nu mai spun că sunt porțiuni unde au mai fost cât de cât reabilitate cu ajutorul primăriei, au mai trimis și au mai făcut un plutur cu CNADR-ul, cu domnul Popovici, au mai făcut și dumneavoastră un plutur, dar se pare că e un contract, spun dumneavoastră, beton, în care nu, dacă omul ăsta stă, se dea Dumnezeu să iasă repede ca să putem termina și noi de acolo, dacă e nevinovat. Din fericire, constatând că o echipă a televiziunii VTV se află pe teren și filmează lucrurile mai puțin plăcute întâlnite, angajații secției vâlcene a drumurilor naționale au adus câteva utilaje și au nivelat porțiunile din drum. Măcar de acum încolo, pentru câteva săptămâni, turiștii nu vor mai avea grijă a drumului, ci se vor putea bucura în voie de frumusețea locului.